Haideți să facem o rețetă rapidă cu ingrediente din frigider pentru a nu risipi mâncare. O să fac o salată de înăut cu ingredientele ce se văd aici. Am înăut fier de mine, mai am un borcan, avem aici ardei copți, un sfert de ceapă roșie, înmuiat un pic cu sare, am pus un pic de sare și am lăsat-o ca să se înmoaie, jumătate de avocado, jumătate de borcan de măsline, un ardei verde, restul de brânză comté ce am mai avut, niște bacon, l-am prăjit repede, iar pentru dressing, ulei, oțet, miere, piper, sare, aici în colț, sare și cimbru uscat. Scurgem năutul de apa în care a fiert. Într-un bol punem năutul, ceapa roșie, măslinele, baconul, ardeiul verde și brânza. Toate le punem în bol. Avocado tăiat cu bulețe. Ardei copt. Într-un borcan punem ulei, piper, sare, cimbru, amestecăm cutelul și începem să punem oțet. Miere. Amestecăm din nou. Gustăm. Punem vinagreta deasupra și amestecăm.